Luca 1, 26. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, un Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și i-a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămânea însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabete. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut. Pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucrări mari pentru mine. Numele Lui este Sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu brațul Lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, că și-a adus aminte de durerea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și față de sămânța lui în veac. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Amin. Doamne Dumnezeule, cuvântul Tău este producător de roade. Cuvântul Tău are o cărcătură spirituală extraordinară. Te rugăm în următoarele minute, vorbește-ne Tu. Doamne, dacă doar eu vorbesc aici, sunt toate șansele să pierdem vremea. Dar dacă Tu vorbești aici, vom fi vindecați. De aceea te rog, vorbește doar Tu, Doamne. Te rog, deschide-ne mintea tuturor și în această zi de prasnic, de sărbătoare, în ajun de nașterea Ta, te rugăm, lucrează miracolele de care avem nevoie fiecare dintre noi. Atinge-te, Doamne, de mintea noastră, de trupul nostru, de sufletul, de Duhul nostru și, Doamne, umple-ne pe fiecare dintre noi de tot Duhul Tău cel Sfânt și de puterea Duhului Sfânt.
și mulțumim că ești Dumnezeu în biserica aceasta și nu vrem un alt Dumnezeu în afară de tine, Tatăl nostru. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. Locurile. Bună seara, Iisus Hristos este Domnul. Dacă este prea cald, vă rog să opriți aerul condiționat sau, mă rog, aerotermal, dacă mi se pare că este prea cald. Însă, este o seară de sărbătoare, este seară de bucurie, este seară de biruință. Dumnezeu mi-a dat un mesaj pentru această seară pe care l-am numit așa. Revelații divine prin vase fine. La ce mă refer? În Vechiul Testament, Dumnezeu parcă a vorbit foarte mult bărbaților. În Noul Testament, însă, Dumnezeu începe să vorbească și femeilor. Aleluia! Îmi place când ziceți amin. Măcar când este de zis amin, vă rog să ziceți amin. Însă, Dumnezeu mi-a pus pe inimă în această seară cuvântul acesta special, revelații divine prin vase fine. Când Dumnezeu s-a uitat asupra noastră, din ceruri, asupra oamenilor, la începutul mileniului întâi, în anul întâi, din mileniul întâi, dacă Dumnezeu ar fi văzut că noi, ca oameni, ca planetă, avem nevoie de distracție, ne-ar fi trimis un bufon, un actor, să ne distreze. Atunci când Dumnezeu s-a uitat asupra noastră, dacă ar fi văzut nevoie, că avem nevoie de știință, ne-ar fi trimis un savant care să ne învețe știință. Dacă Dumnezeu ar fi văzut că avem nevoie de cultură atunci când s-a uitat peste planetă, ne-ar fi trimis un profesor care să ne facă oameni culți pe fiecare. Dar când Dumnezeu s-a uitat asupra noastră, a trimis un mântuitor. Pentru că și-a dat seama că nevoia omului nu este nici de cultură. Nevoia cea mai mare a omului nu este nici de știință. Deși avem nevoie de ea. Nevoia cea mai mare a omului nu este nici de distracție, deși avem nevoie și de ea. Și Dumnezeu când s-a uitat asupra noastră și-a dat seama că avem nevoie de mântuire. Când Dumnezeu s-a uitat asupra planetei și-a dat seama că toți suntem păcătoși, că suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu și avem nevoie de Mântuitor. Și din cauza aceasta, într-o zi ca aceasta, într-o noapte ca aceasta, în Betleem, într-o iesle, s-a născut tocmai Mântuitorul Lumii. În Betleem, într-o noapte ca aceasta, într-o seară ca aceasta, s-a născut singurul Mântuitor, slăvit să fie numele Lui, și El este Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, glorie Lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu, prin aceste două femei, care erau înrudite, Elisabeta sau Elisaveta și Maria, ne transmite și ne dă niște revelații extraordinare. Știți că Dumnezeu vorbește și prin femei, uneori. Dumnezeu vorbește uneori chiar și prin bărbați. Să știți că Dumnezeu vorbește uneori chiar și prin măgărițe. Așa a făcut Dumnezeu. Dumnezeu vorbește și prin cocoșul lui Petru. Mai țineți minte ce palme i-a tras Dumnezeu lui Petru printr-un cocoș? Dumnezeu i-a tras niște palme lui Iona printr-o balenă sau printr-un monstru marin. Ce-o fi fost? Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, să vi se fie numele. Însă în această seară aș vrea să ne oprim la câteva revelații. Revelații înseamnă descoperire. Să ne oprim la câteva descoperiri pe care Dumnezeu ni le-a făcut prin aceste două femei, Elisabeta și Maria. Biblia spune că femeia este un vas mai slab. Conotația care este? Femeia este un vas mai fragil. Femeia este un vas mai delicat. Femeia este un vas mai sensibil. Însă Dumnezeu în această seară ne vorbește prin două femei și prin mesajul pe care Dumnezeu l-a pus în ființa și în gura acestor două femei. De aceea am intitulat mesajul în această seară Revelații divine prin vase fine sau prin vase fragile.
Auziți, Dumnezeu îi dă lui Elisaveta niște descoperiri extraordinare și în versetul 45, cuvântul lui Dumnezeu prin Elisaveta spune următorul adevăr. Ferice de aceea care a crezut. Asta este prima descoperire pe care mi-o dă Dumnezeu printr-o femeie, printr-un vas foarte fin, așa cum a fost Elisaveta. Zice femeia aceasta într-o izbucnire de laudă, într-o izbucnire de revelație, într-o sclipire de descoperire din partea lui Dumnezeu, spune așa, ferice de aceea care a crezut. Ferice de toți oamenii care au crezut, spune Elisaveta, în izbucnirea aceasta, în sclipirea aceasta de descoperire. Și Elisaveta face o descoperire foarte clară și foarte specifică. Ferice de toți aceia care au crezut. Elisaveta se referea atunci la Maria, la mama Domnului Iisus și se referea și la ea. Însă ea se referă la toți aceia care au crezut și spune ferice de aceia care au crezut. Și asta este o afirmație, o descoperire foarte clară. Acum, am citit și am auzit că indienii, americanii nativi, ăia pe care i-a descoperit Columb în America atunci când a pășit pentru prima dată pe țărmurile Americii, americanii nativi cred că soarele este Dumnezeu. Însă, Cartea Revelației spune cu totul altceva. Biblia spune că Dumnezeu este și soare și scut. Amin. Amin. Indienii americani au impresia în triburile lor, când erau pe vremea aceea, că soarele este Dumnezeu și din cauza aceea se închinau și multe alte popoare cred că soarele este Dumnezeu pentru că se încălzesc de la soare și aduc jertfe soarelui și se închină soarelui într-un mod greșit. Biblia însă ne spune foarte clar că Dumnezeu este o persoană, nu este un astru. Slăvit să fie Dumnezeu. Însă cambogienii, de exemplu, se închină tigrului. Acum, un tigru. Știți câte kilograme are un tigru? Un tigru, în general, are cam aproximativ 250 de kilograme. Atât de zgrabă un tigru. Eu n-am mai văzut de mult un tigru, dar când l-am văzut ultima dată, m-a înspăimântat. Cam 200 de kilograme are un tigru. Ei, și este foarte fioros și foarte crud. Cambogienii, triburile acelea vechi din Cambogia, încă mai cred în tigru. Pentru ei, patrupedul ăsta, frumos și fioros, este un Dumnezeu și aduc jertfe. Aduc jertfe. Am auzit o discuție între un pastor și un cambogian. Și pastorul spune așa, am încercat să-i spun cambogianului că tigru, deși animal frumos și puternic, nu este zeu. Știi ce a făcut cambogianul, spune pastorul? M-a compătimit. Că nu credeam și eu în tigru. Și ei se miră, cambogienii, cum e posibil ca cineva să nu creadă în tigru, că tigru este zeu. Și cambogianul l-a compătimit pe pastorul acela care stătea de vorbă cu el. Larry King, ăsta este un faimos din ăsta, reporter din Statele Unite, un tip cu greutate în lumea aceasta a interviurilor și a reportajelor. I-a luat un interviu lui Billy Graham și la un moment dat faimosul reporter și jurnalist, Larry King, la un moment dat, jurnalistul i-a cerut predicatorului și i-a zis așa, să-mi spuneți care este cel mai puternic argument în favoarea existenței lui Dumnezeu. Și Billy Graham, liniștit, bătrânul de acum s-a uitat la el și a spus, cel mai puternic argument în favoarea lui Dumnezeu este nașterea unui copil. Ce părere aveți de argumentul acesta? Nașterea unui copil, a spus Billy Graham, este cel mai puternic argument care demonstrează existența lui Dumnezeu. Acum,
Ceea ce este argument puternic pentru mine în favoarea existenței lui Dumnezeu, s-ar putea să fie un non-argument pentru tine. Pentru că așa funcționează în natura umană. Însă aș vrea să învățăm un lucru foarte important. Elisabeta spune într-un mod declarativ: ferice de aceia care au crezut. Ferice de aceia care au crezut în Dumnezeu, ferice de aceia care cred cuvintele lui Dumnezeu. Să vă spun acum un adevăr foarte important. Pe cale logică, nu-L prea putem cunoaște pe Dumnezeu. Oricât de ascuțiți am fi la minte, pe cale logică, nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu. Stephen Hawking, pe cale logică, ăsta este un mare savant, eu știu, fizician sau ce este ăsta, britanic, este foarte bolnav, este imobil și este profesor de fizică cuantică undeva prin Anglia și pe cale logică tipul a ajuns la concluzia că nu există Dumnezeu. Acum aș vrea să vă spun că este clar că pe cale logică nu prea putem cunoaște pe Dumnezeu. Ca să-L cunoști pe Dumnezeu sau să-L recunoști pe Dumnezeu în lucrările pe care le face, ai nevoie de credință. Și să vă spun un secret. Credința tot Dumnezeu dă. Acum, noi suntem aici în această seară aproximativ 100 de oameni. Slavă lui Dumnezeu! Suntem cam 100 de oameni și, după cum eu înțeleg, toți credem în Dumnezeu. Amin. În lume sunt vreo 7 miliarde de locuitori. Din ăștia 7 miliarde de locuitori, habar n-am câți cred în Dumnezeu. Însă Elisabeta face o afirmație uimitoare și spune: ferice de aceia care cred în El. Pe Dumnezeu nu-L poți cunoaște, nu-L prea poți cunoaște cu logica, cu rațiunea. Ai nevoie de credința adevărată pe care tot El o dă. Ai nevoie, dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, realmente ai nevoie să îl cunoști pe Dumnezeu la nivel de credință. Altfel nu se poate. Așa a hotărât Dumnezeu, nu știu de ce. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu care ne surprinde. Dumnezeul Bibliei nu lucrează după sistemele logicii umane. Dumnezeul Bibliei nu lucrează nici după rațiunea mea, care este foarte logică în fiecare pas pe care îl fac. Nu știu de ce, dar Dumnezeul Bibliei ne surprinde. El este dincolo de logica noastră. Păi auzi logică. Să ți se nască singurul Fiu. Pentru este. Adică, Iisus Hristos este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, glorie Lui. Și fii atent, logică de Dumnezeu. Să-L primiți să se nască într-un graj. Pe așa e câte surprize, te șochează, te revoltă. Însă vine Elisabeta și spune: ferice de aceia care au crezut. Ai nevoie, noi putem comunica cu Dumnezeu numai prin credință. Fără credință nu se poate comunica cu Dumnezeu absolut de noi. Este imposibil să comunici cu Dumnezeu fără credință. Știi, nici religia nu te ajută aici. Nici religia baptistă, nici religia penticostală nu te ajută aici. Nici chiar protestantismul răsăritean, protestantismul american, occidental, nici ortodoxia răsăriteană, nu te ajută să comunici cu Dumnezeu absolut deloc. Cu Dumnezeu se poate comunica numai și numai prin credință. Slavă lui Dumnezeu! Așa a rânduit Dumnezeu. Să comunice cu noi, cu oamenii, numai prin credință. Și poate că vă mirați. Dumnezeu nu comunică cu noi decât prin credință. Dumnezeu nu comunică cu noi, poate că vă pare șocant, nici prin cântare, nici prin poezie. Dumnezeu comunică cu noi numai și numai prin credință. Când cânt prin credință, când declam prin credință, când mă rog prin credință, atunci Dumnezeu comunică cu mine, slavă lui Dumnezeu. Așa a rânduit Dumnezeu. El n-a vrut, Dumnezeu n-a vrut să dea satisfacție religiei. Pentru că ni s-ar fi urcat la cap.
Și Dumnezeu a vrut să dea satisfacție unui simplu, unui lucru care este ilogic și se numește credință. Și vine Elisabeta și are această descoperire extraordinară și spune: ferice de aceea care crede. Ferice de toți oamenii care cred. Țineți minte la învierea sa. Iisus Hristos îi spune lui Toma. Zice: Toma, tu m-ai văzut și ai crezut. Și aia nici nu prea este credință. Când vezi, nici nu mai crezi. Doar constați. Și continuă Mântuitorul și spune: dar ferice de aceia care n-au văzut și au crezut. Aia este credință. Slavă lui Dumnezeu. Știți? Așa a rânduit Dumnezeu. Eu n-am vrut să dea satisfacție nici religiei, nici matematicii. N-a vrut Dumnezeu să dea satisfacție nici medicinei. N-a vrut Dumnezeu să dea satisfacție nici geneticii, nici fizicii. Ci doar credință. Dumnezeu a vrut să dea satisfacție doar celor ce cred în El. Slavă lui Dumnezeu. Știți? Domnul Iisus Hristos n-a spus: aveți algebră în mine. Iisus Hristos n-a spus: aveți muzică în mine. Și ce a zis Iisus? Aveți credință în mine. Amin. Iisus Hristos dă toată puterea, dacă vreți, și dă toată satisfacția credinței. Știți ce a spus cândva Galileo Galilei? El a fost un tip foarte interesant, un savant în vremea aceea, antic, și a zis așa: Scriptura nu ne-a fost dată ca să știm cum au fost făcute cerurile. Ci Scriptura ne-a fost dată ca să știm cum să ajungem acolo. Și le era astronom. Scriptura nu ne-a fost dată ca să știm detaliile creației, deși avem câteva detalii, ci Dumnezeu ne-a dat Scriptura ca să știm cum să ajungem în cerul. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Ferice de aceia care vor crede. Să vă zic ceva despre credință. Credința aduce fericire. Credința în Dumnezeu aduce fericire în viața omului. Să vă spun ceva despre necredință. Necredința aduce depresie. Îndoiala, ateismul aduce depresie adâncă în viața omului. Din punctul meu de vedere, încep să înțeleg tot mai mult și deja este constatat că credința fermă în Dumnezeu îl ține pe om bucuros. Credința fermă în Dumnezeu îi dă omului pace în inimă. Credința fermă în Dumnezeu îl face pe om și sănătos, și optimist, și credința fermă în Dumnezeu, spun statisticile, îl ajută pe om să trăiască și mai bine și mai mult. Nu-i de mirare că Elisabeta spune: ferice de aceia care au crezut. Frați și surori, doamnelor și domnilor, eu nu știu în cine credeți. Însă mă gândesc că dacă ați venit aici în această seară, vreți să credeți în Dumnezeu. Amin. Și femeia aceasta, descoperirea aceasta a lui Dumnezeu, prin Elisabeta spune: ferice de aceia care au crezut. Unii nu cred. Unii oameni nu cred. Au ales ei să nu creadă în Dumnezeu. Însă știți ce înseamnă necredință? Necredință înseamnă nefericire. Dacă a crede în Iisus Hristos este fericire, a nu crede în Iisus Hristos este depresie, este deprimare, este descurajare. Doar oamenii care cred. Însă unii au hotărât să nu creadă. Și ce înseamnă necredință în Dumnezeu? A nu crede, necredința, este de fapt nesocotirea și desconsiderarea lui Dumnezeu și scoaterea lui Dumnezeu din ecuația cea mai importantă care este viața ta. Un evreu, când a citit pasajul acesta din Numeri, când s-au dus cele 12 iscoade să spioneze Canaanul, în Numeri la capitolul 14, un evreu, când a citit pasajul acela, a zis așa: pasajul care descrie iscodirea Canaanului este o pericopă tristă. De la limbajul lui. Este o pericopă tristă. Și eu chiar cred. Și dau de dreptate acelui rabin care a spus că este o pericopă tristă. Știți de ce? Pentru că ăia s-au întors de acolo înspăimântați, fricoși. S-au înfricat. Au intrat în depresie și tremurau, dârdâiau de frică că i-au văzut acolo pe uriași. Și spune rabinul, este o pericopă tristă. Hai să vă spun încă ceva despre credință și este foarte important.
Frica este justificată la o singură categorie de oameni, la necredincioși. Dar la credincioși, frica nu mai este justificată. Frica este justificată la necredincioși, dar nici într-un caz la creștini. Și vă rog să vă notați următorul adevăr pe care mi l-am notat și eu și nu o să mai uit niciodată. Când ai Dumnezeu, n-ai de cine și de ce să te temi. Când crezi în Dumnezeu, când ai Dumnezeu și când îl ai Dumnezeu pe Iisus Hristos, pe cel ce s-a născut în iesca Betleemului, n-ai de cine și de ce să te temi, slăvit să fie Dumnezeu. Astăzi, uneori, când te uiți în jurul tău, ți se pare că nu există Dumnezeu. Astăzi, unii ori când te rogi și nu ți se răspunde la rugăciuni cum vrei tu, ți se pare că nu există Dumnezeu, ți se pare că a murit Dumnezeu. Însă asta este doar o ipoteză. Asta este doar o presupunere. Și să vă mai spun încă un adevăr foarte important. Și atunci când Dumnezeu nu ți răspunde rugăciunilor cum vrei tu, Dumnezeu există. Și femeia aceasta, Elisabeta, spune ferice de cei ce au crezut. Să crezi în Dumnezeu, nu numai când îți merge bine, să crezi în Dumnezeu și când îți merge prost, aia este credință adevărată. Slavă lui Dumnezeu! Însă, vreau să vă spun a doua descoperire pe care Dumnezeu le face prin vase fine, printr-o femeie sau prin niște femei. Spune Elisabeta mai departe, spune ceea ce zice Dumnezeu se împlinește. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Amin. Amin. Acum, frașilor, doamnelor și domnilor, tot ceea ce scrie Biblia se împlinește. Amin. Chiar dacă ți se pare că nu e așa, tot ceea ce scrie Biblia se împlinește. Asta a fost descoperirea pe care Dumnezeu i-a dat acestei femei cu numele de Elisabeta. Și spune ea, ferice de aceia care au crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Tot ceea ce Dumnezeu ne-a spus nouă, se împlinește. Slavă lui Dumnezeu! Acum să vă spun, Biblia, cartea asta care o am în mână și este în fața dumneavoastră, este inspirată de Dumnezeu. Orice punct din cartea aceasta este inspirat de Dumnezeu. Orice literă din cartea aceasta este inspirată de Dumnezeu. Și vei spune, dar de unde știi? Mi s-a descoperit mie adevărul acesta. Știți? Descoperirile care vin de la Dumnezeu nu pot fi explicate. Ele sunt doar crezute. Ele sunt doar acceptate. Exact așa este și cu credința. De unde știi că există Dumnezeu? De unde știi tu că există Dumnezeu? Ce l-ai văzut? Și totuși, noi toți în această seară, în locul acesta, credem în Dumnezeu. Știi cum e cu credința? Nu o poți explica. Doar o declar. Ai primit-o. Nu o poți explica. Nu poți. Nici nu poți dovedi întotdeauna că Dumnezeu există. Dar și nici nu ni se cere să dovedim întotdeauna că Dumnezeu există. Însă ni se cere să credem întotdeauna în Dumnezeu. Și ce făcea Domnul Iisus când murea pe cruce, Mântuitorul, cel ce s-a născut în iesca Betleemului, și frumoasă a fost sceneta asta cu cei trei copaci. Cel ce s-a născut în iesca Betleemului moare 33 de ani mai târziu și când era pe cruce, Iisus Hristos se roagă. Și spune la un moment dat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, în disperare strigă Iisus Hristos, Mântuitorul, spune, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și imediat după aceea, Domnul Iisus continuă de pe cruce, în timp ce murea, spune așa, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. A avut câteva momente Mântuitorul acolo pe cruce, când i s-a părut că a fost părăsit de Dumnezeu. Și noi din când în când trecem prin asemenea momente când ni se pare că suntem părăsiți de Dumnezeu. Dar vă rog să învățați ceva de la Domnul Iisus. În următoarele minute, Domnul Iisus tot Tatălui se adresează. Și spune, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Amin. Amin. Când ți se pare că ești părăsit de Dumnezeu, să știi că nu ești părăsit absolut deloc. De ce? Pentru că Apostolul Pavel explică mai târziu într-una dintre epistolele lui
Și spune că atunci când Iisus Hristos striga Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Biblia spune, mi se pare în Efeseni, că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Amin. Când lui Iisus Hristos i s-a părut limitat fiind din trup că este părăsit de Dumnezeu, în alt pasaj, Duhul lui Dumnezeu explică și spune Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Slavă lui Iisus Hristos. Și vă învăț secretul acesta, frați și surori. Atunci când sunteți și vi se pare că sunteți părăsiți de Dumnezeu, atunci Dumnezeu este mai aproape de dumneavoastră. Niciodată când ți se pare că ești părăsit de Dumnezeu, să nu faci reacție de ateism și să spui, nu există, gata, m-am convins, nu mi-a răspuns, la rugăciune nu există. Asta este copilărie, este imaturitate, prostia, cea mai mare poți să faci. Săptămâna trecută, consiliind pe cineva virtual, mi-a spus, m-am rugat și nu mi-a răspuns Dumnezeu. Fiți atenți. Sigur, Dumnezeu nu există. M-a enervat. Dintr-o dată în fața computerului, cred că m-am înroșit. Zic, îmi convine și așa? Zic, mie tare îmi face mare plăcere să vorbesc cu ateii. Am o plăcere deosebită. Știți un atei onorat, vă rog să-l puneți în legătură cu mine. Îmi face mare plăcere să vorbesc cu ei. Eu sunt și un mic apologet. Și după câteva săptămâni m-am rugat pentru persoana aceasta și a spus, nu mai vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Deja era reacție maximă. Și mi-a spus mai târziu. Mi-a scris mai târziu. În Oradea este. Și a spus o chestiune care mi-a plăcut. Spune, frate Dan, tânjesc după Dumnezeu. Îmi lipsește. Deci revenise. A avut momentul de îndoială, de slăbiciune. Și a zis, dacă nu mi-a răspuns la rugăciune, precis nu mai există Dumnezeu. Astea sunt copilării. Elisabeta a spus, ferice de aceia care au crescut, nenorociți sunt aceia care își pierd credința în Dumnezeu. Nenorociți sunt oamenii aceia. Și tot Elisabeta spune foarte clar, tot ceea ce Dumnezeu ți-a spus, se va împlini din partea lui Dumnezeu. Amin. Vă mai spun încă ceva în partea a doua a mesajului meu. Foarte important. În creștinism și în mântuire și în pocăință, tot secretul este acesta. Să știi clar că Dumnezeu îți vorbește ție. Citind cuvântul lui Dumnezeu, citind cuvântul lui Dumnezeu, prin meditație, prin rugăciune, prin analiză, prin smerenie, să faci sigur, să fii sigur că Dumnezeu ți-a vorbit ție. Caută promisiunile lui Dumnezeu în Biblie. Citește Biblia de la capul al fine, știi? Citește Biblia de la început până la sfârșit, pentru că Dumnezeu, prin Cuvântul Sfânt și prin Duhul Sfânt, îți va vorbi. Și când îți vorbește Dumnezeu, notează pasajul acela, dar fă sigur că Dumnezeu ție îți vorbește. Pentru că tot ceea ce Dumnezeu ție îți vorbește, se va împlini. Amin. 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 Alo, amin. Amin. Când ai citit cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va vorbi. Notează însă versetul acela. Pentru că este modul în care Dumnezeu îți vorbește și când Dumnezeu îți vorbește ție, fie vorba că e vorba de căsătorie, fie că e vorba de mutarea într-un alt stat, într-un alt plan, fie că e vorba de servici, de job, fii atent, fă sigur că Dumnezeu ți-a vorbit și numai după aceea acționează. Amin. Pentru că dacă te iei după logica ta și după mintea ta, poți să o încurci urât de tot. Când însă Dumnezeu îți vorbește, lucrul acela se împlinește, slavă lui Dumnezeu. Însă în partea finală a mesajului meu vreau să amintesc o revelație pe care Dumnezeu ne-a făcut-o prin Maria. Și revelația aceasta este foarte importantă, se găsește în versetul 49 și spune așa, Maria, pentru că are și ea izbucnirea ei de bucurie, de laudă la adresa lui Dumnezeu, pentru că s-a trezit însărcinată, și spune,
Sufletul meu mărește pe Domnul. Ea nu înțelegea ce ei se întâmplă. Fiți convinși că nu înțelegea ce ei se întâmplă. Însă a hotărât să creadă și au zis ce spune Maria. Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată, de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită. Pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este Sfânt, glorie celui atotputernic. Și auziți prima declarație pe care o face femeia aceasta. Cel atotputernic a făcut mari lucruri pentru mine. Amin. Ce a făcut cel atotputernic pentru Maria? Hai să vă spun. De ce a zis femeia aceasta într-o declarație uimitoare? A făcut revelația aceasta. Mi-a dat revelația aceasta. Cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Ce a făcut Dumnezeu pentru ea? Și ce a făcut? Cel mai mare lucru Dumnezeu a făcut pentru Maria, El a trimis pe Iisus Hristos în ființa ei. Ăsta este, spune Maria, ăsta este cel mai mare lucru pe care Dumnezeu l-a făcut atotputernicul pentru mine. Mi l-a pus în mine și pe Iisus Hristos și fiți atenți ce înseamnă cel mai puternic lucru, cel mai mare lucru pe care puternicul poate să-l facă în viața unui om, să devii ca și Maria și tu și eu purtător de Dumnezeu. Fraților, ăsta este cel mai mare lucru pe care atotputernicul îl poate face pentru cineva. Să devii purtător de Iisus Hristos. Nu există un lucru mai mare decât să devii purtător de Iisus Hristos, să te contopești cu Iisus Hristos și, în alte cuvinte, să devii gazda lui Iisus Hristos și trupul tău să devină templul Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne la aceasta. Spune Maria, cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Ăsta este cel mai mare și minunat lucru pe care atotputernicul îl poate face pentru tine. Cum? Să ți-l dea și ție pe Iisus Hristos în ființa ta. Să devii și tu purtător de Iisus. Și aici vreau să fac o scurtă paranteză. Când Iisus Hristos însă vine în inima ta, în ființa ta, Maria l-a purtat pe Iisus Hristos în pântecul ei, noi trebuie să-L purtăm pe Iisus Hristos în inima noastră. Amin. Amin. Acum să vă spun ceva. Ce s-a întâmplat cu Maria se întâmplă și cu noi. Când devii purtător de Dumnezeu, Iisus Hristos este Dumnezeu. Știi ce se întâmplă? Viața ți se complică. Viața ți se complică. Însă să mai spun încă un lucru care mi se pare foarte important. Știi? Viața oricum este complicată. Însă când vine Iisus Hristos în inima mea și mă pocăiesc, viața mi se complică, dar astea sunt complicațiile de care am nevoie. Astea sunt complicațiile de care am nevoie. Când devin purtător de Iisus Hristos, Maria, viața ei s-a complicat. Că au spus ăia, de unde ai tu copilul? Nu te-ai culcat cu Iosif? N-ai făcut aia? Tu de unde? Ce? Ești că? Și cine știe ce apelative i s-au transmis acestei femei? Acestei fecioare? Și nu era cât de la cuvioasă. Ce vreau să vă spun este că atunci când devii purtător de Iisus Hristos, la modul foarte serios, în multe cazuri și în toate cazurile ți se complică viața. Dar ți se complică cu semnul plus. Aici mergea un amin. Amin. Ți se complică viața cu semnul plus. Amin. Amin. Doamne, ajută-ne și pe noi la aceasta. Amin. Știți? Astea sunt, le-am numit eu, complicații pozitive. Și închei, spunând încă un lucru important. A doua revelație pe care Dumnezeu ne-o face prin Maria se găsește în versetul 50, care spune așa. Și îndurarea lui Dumnezeu se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de Dumnezeu. Amin. Amin. Cel mai mare lucru pe care Atotputernicul l-a făcut pentru Maria este că El a pus în ființa ei pe Iisus Hristos. Știți cum devenim creștini? Noi nu devenim creștini doar crezând în Dumnezeu. Asta pot face și demonii. Noi devenim copii ai lui Dumnezeu doar atunci când vine Iisus Hristos în inima noastră prin credință și prin pocăință.
Atenție, baptiștii, pentecostali, ortodoxi și catolici, orice etichetă am avea, noi devenim copii ai lui Dumnezeu, noi suntem iertați, mântuiți de păcatele noastre, doar când devin purtător de Iisus Hristos. Din cauza aceasta, Maria a spus, cel atotputernic a făcut lucruri extraordinare pentru mine, care? El a pus în inimă, în ființa ei, pe Iisus Hristos. Nouă ni-l pune și ni-l dă pe Iisus Hristos în inima noastră, dacă suntem dispuși să ne pocăim și să-L primim. Doamne, ajută-ne la aceasta! Domnilor și doamnelor, nu vă mulțumiți doar cu a crede în Dumnezeu. Asta este primul pas. Noi trebuie să ne mulțumim doar când devenim purtători de Iisus Hristos. Asta mă face pe mine creștin. În rest e vrăjeală. În rest, mi se pare că sunt creștin, dar nu sunt creștin. Eu devin creștin autentic când devin purtător de Iisus Hristos. Doamne, ajută-mă la aceasta. Doar așa devin creștin adevărat. Doar așa devin copilul lui Dumnezeu când vine Iisus Hristos în viața mea. Și ultima declarație și descoperire pe care Dumnezeu îl face prin Marie este asta. Îndurarea Lui se întinde peste tot ce se tem de El, din neam în neam. Amin. Și acum, în ultimele minute, vreau să vă mai rețin încă câteva clipe atenția. Secretul succesului în creștinism. Știți, creștinismul unora dintre noi nu funcționează. Nici chiar pocăința unora dintre noi nu funcționează. Că tot răi sunt unii. Chiar dacă își zic pocăiți. Dar ea nu-s pocăiți. Dacă găsiți un pocăit rău, să știți că nu-i pocăit. E doar purit. El poate să fie baptist, poate să fie pentecostal, dar dacă e rău, sigur nu-i pocăit. Sigur nu-i pocăit. Creștinismul și pocăința unora dintre noi nu funcționează aproape deloc. Însă, vreau să vă spun că am găsit secretul în săptămâna aceasta, bine și cu alte ocazii. Însă vreau să vă spun secretul acesta încă o dată tuturor. Secretul succesului în pocăință, secretul succesului în mântuire, secretul succesului în creștinism, știți care este? Teama de Domnul. Amin. Pentru că spune Maria în revelația aceasta pe care Dumnezeu i-o dă prin ea, spune că îndurarea lui Dumnezeu se întinde din neam în neam. Peste cine? Peste toți cei ce se tem de El, gloria lui Dumnezeu. Îndurarea lui Dumnezeu se întinde se întinde din neam în neam, repet, peste toți cei ce se tem de El. Amin. Da? Când Dumnezeu mi-a descoperit zilele trecute adevărul acesta într-un alt mod, am început să înțeleg mult mai bine diferența dintre cunoștință și înțelepciune. Poți să ai multă cunoștință. Citești niște cărți. Eu, de exemplu, citesc acum o carte nouă apărută pe piață, mi-a cumpărat-o cadou soțioara mea. Se numește Fii Dem. Fii Dem, de Dan Puric. Fii Dem. Vă recomand. Bunicică. Însă, am început să-mi dau seama de diferența dintre cunoștință și înțelepciune, dintre informație, dintre pricepere și înțelepciune. Și uitându-mă în jurul meu, uitându-mă chiar în adunarea lui Dumnezeu, din când în când, îmi dau seama că mulți dintre noi avem multă cunoștință. Dar nu prea avem înțelepciune. Și aici este tragedia unora dintre noi. Că avem cunoștință, dar nu avem înțelepciune. Și ce spune David în Psalmul 34 cu 11? Spune o chestiune uimitoare. Zice așa David. Veniți fiilor și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Amin. Vă voi învăța, veniți fiilor și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Să fiți așa. Că nu este o sarcină deloc ușoară să înveți pe oameni frica de Dumnezeu. Vă vorbesc din experiență. Este mult mai ușor să-i adun pe oameni și să-i ajuți și să-i faci, să-i înveți cum să analizeze epistolele lui Roman, lui Pavel către Roman, Efeseni, Galateni, 1 Ioan, Evanghelie. E mult mai ușor să faci studii biblice cu oamenii. E mult mai ușor să-i înveți chiar să predice, deși unii nu vor reuși niciodată. Că au altă chemare din partea lui Dumnezeu. Altă chemare. Însă e mult mai ușor să-i înveți pe oameni lucruri de genul acesta dacă însă încerci să investești pe oameni frica de Domnul, ăsta este cel mai greu lucru. Cel mai anevoios lucru.
este să-i înveți pe oameni frica de Domnul, dacă este să-i învățăm însă pe oameni frica de Domnul, mai întâi trebuie eu să mă tem de Domnul. Amin. Amin. Și ce-am descoperit? Că oricât de bun ar fi predicatorul, pastorul, oricât de grozav ar fi evanghelistul, dacă el nu se teme de Domnul, nu-i va învăța nici pe alții frica de Domnul. Să știți asta. Eu pot să vă fac evanghelizări și să vă predic și să vă impresionez. Și e ok. Dar fraților, hai să vă spun ceva. Dacă nu vă pot învăța frica de Domnul, nu-s pastor bun. Sunt din asta, mediocru. N-am valoare. Dacă nu învățăm frica de Domnul, fraților, nu vom avea parte de îndurările Domnului. Secretul în creștinism, în viața ta și în viața mea, este să înțeleg că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Amin. Și Maria are descoperirea aceasta din partea lui Dumnezeu și spune, îndurarea lui Dumnezeu se întinde din neam în neam peste toți cei ce se tem de El. Amin. Amin. Și când vom deveni înțelepți, nu doar cunoscători, nu doar pricecuți, când vom începe să ne temem de Domnul. Un om care se teme de Dumnezeu poate să-și învețe adunarea mai mult decât un om care doar cunoaște Biblia. Dacă eu doar cunosc Biblia și vă învăț Biblia, fac un lucru bun. Dar, fraților, dacă nu vă pot învăța teama de Domnul, am eu o problemă, dar și tu ai o problemă. Cei mai fericiți oameni, creștini autentici, sunt bărbații și femeile care se tem de Dumnezeu. Care, și ce înseamnă să te temi de Dumnezeu? Să respecti pe Dumnezeu. Și ce înseamnă să te temi de Dumnezeu? De fapt, înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu. Asta înseamnă să te temi de Dumnezeu. Și din cauza aceasta, Maria face declarația aceasta, îndurarea lui Dumnezeu se întinde din neam în neam peste toți cei ce se tem de El. Amin. Amin. Am înțeles un lucru fenomenal. Aceia care nu se tem de Dumnezeu nu pot să transmită adunărilor decât cunoștință. Aceia însă, predicator, diacon, pastor, predicat, oricine ar fi învățător, aceia care însă se tem de Dumnezeu, transmit bisericii și cunoștință, însă transmit bisericii și înțelepciune și transmit bisericii și puterea lui Dumnezeu. Trebuie să învățăm, frați și surori, eu ca pastor, îi spun lui ca pastor, spun tuturor celor ce facem parte din biserica aceasta, trebuie, cel mai important lucru în creștinism, este să mă tem de Dumnezeu. Pentru că atunci voi primi înțelepciune și când mă tem de Dumnezeu, abia atunci voi începe să respect pe Dumnezeu. Dacă spui, o, Doamne, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Și ești tu așa fru-fru și lu-lu, știi, e ok. Dar dacă nu te temi de Dumnezeu, nu vei practica Cuvântul lui Dumnezeu. Și vei fi un creștin mediocru, când sus, când jos, când jos, când jos, când jos, când jos, când cât un pic sus. Când însă mă tem de Dumnezeu, voi fi mereu sus. Voi țintim sus. A mă teme de Dumnezeu înseamnă a respecta pe Dumnezeu. Știți care este drama unora dintre noi? Noi credem în Dumnezeu, dar nu ne mai temem de Dumnezeu. Și asta îi convine diavolului. Îi convine să crezi în Dumnezeu, îi convine să-L cânți pe Dumnezeu, îi convine să-L predici pe Dumnezeu, dar dacă nu te temi de Dumnezeu, nu ești înțelept și n-ai valoare înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să învățăm să ne temem de Tine. Asta înseamnă, ajută-ne să Te respectăm, asta înseamnă, ajută-ne să practicăm Cuvântul Tău și oamenii care se tem de Dumnezeu, oamenii cu teamă de Dumnezeu pot zidi Biserica lui Iisus Hristos. Cei fără teamă de Dumnezeu nu pot zidi Biserica lui Iisus Hristos. Cei ce au teamă de Dumnezeu vor hrăni și vor zidi Biserica. Cei ce nu au teamă de Dumnezeu doar vor informa Biserica, vor da cunoștință. Rugăciunea mea pentru mine și pentru noi toți, pentru casele noastre, pentru cei prezenți și pentru cei absenți, este, Doamne, la Crăciunul acesta, învață-ne că pe lângă a crede în Tine pentru a fi fericiți, avem nevoie și să ne temem de Tine ca să rămânem fericiți.
Amin. Haideți să ne ridicăm. Înainte de a mă ruga și de a ne despărți, Dumnezeu tuturor celor ce se tem de El, de lângă faptul că le dă o viață fericită, Dumnezeu tuturor celor ce se tem, cred în El și se tem de El, adică respectă cuvântul Său, adică îl iubesc pe El, le dă un bonus. Și auzi ce spune Maria în revelația care Dumnezeu i-a dat-o? Și îndurarea Lui, a Lui Dumnezeu, se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. Amin. M-am gândit eu, de ce sunt eu atât de bine cu vreodată? Nu-s bogat. Doar binecuvântat. Sau binecuvântat. Și m-am gândit, de ce sunt eu așa de binecuvântat? Și am ajuns la o concluzie, să nu vă supărați că vă spun. Păi, prima pocăită din Lescovița a fost bunica mea. Din județul Caraș-Severin și stă bunica lui Daniel. A fost prima pocăită din sat. Știți că la început pocăiții erau mai pocăiți. Era un pic mai serioși ca noi. Poate că mai temător de Dumnezeu ca noi. Noi deja am început să devenim puțin cam libertini, liberali. Nu în teologie, ci în trăire. Și am spipuit cât de ceva și de la tatăl meu și pe urmă de la nepoții ei care au trăit cu ea acolo, bunii și penii cocar, ales Covița. Și mi-au spus cât de serioasă de la femeia. Acum în sat este biserică. A fost o biserică foarte prosperă. De timpul liberalizarea am început să mai împrăștie creștinii. Și a câștigat în final soțul pentru Dumnezeu. Pe urmă, a avut toți trei fii ei. Toți au devenit pastori la rândul lor. Tatăl meu și unchii mei, cei doi. Toți au devenit pastori. Vă dați seama, într-o familie, o mamă să aibă trei feciori pastori. Este bucurie. Este mare bucurie. Și m-am gândit eu, în timp ce am ajuns la revelația pe care Dumnezeu i-a dat-o Mariei, măi, păi dacă mă înțeleg eu de ce s-a așa de bine cu mânta? Păi bunica asta mea s-a temut de Dumnezeu. Și Dumnezeu împlinește prorocia aceasta, făgăduința aceasta, revelația aceasta pe care o are Maria și spune, îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. Amin. Știi, când ai niște bunici sau părinți care se tem de Dumnezeu și ce face Dumnezeu? Le dă un bonus. Când părinții și bunicii tăi se tem de Dumnezeu, Dumnezeu va revărsa îndurarea și peste tine. Și peste cei de după tine. Secretul însă este să te temi de Dumnezeu. Adică să-L iubești pe Dumnezeu. Să trăiești după cuvântul lui Dumnezeu și să fii sub autoritatea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Însă înainte de rugăciune trebuie să vă spunem un lucru. Știu că vă place să stați în picioare acum. După ce ați obosit șezând. Însă să mai spun un lucru. Un om care se teme de Dumnezeu. Un om care se teme de Dumnezeu. Este plin de dragoste și sfânt. Amin. Un om care se teme de Dumnezeu nu-i rău. Și că sunt unii care spun, mă tem de Dumnezeu și zic, răi, de usucă tot, pârjolesc tot în jurul lor. Așa de rău. Un om care se teme de Dumnezeu este plin de bunătate. Este plin de sfințenie. Este plin de iertare. Este plin de dragoste. El se ferește de compromis. Fuge de compromis. Doamne, ajută-ne și pe noi în aceasta. Amin. Să plecăm capetele de cruce. Doamne, Tatăl nostru, care ești în cerul, mulțumim că ești Dumnezeul surprizelor. E adevărat că ești un Dumnezeu atipic. Ești un Dumnezeu care nu încape în epubeta minții noastre. Tu ești un Dumnezeu care depășești rațiunea și uneori o sfidezi. Dar Tu ești un Dumnezeu plin de dragoste.
Ești un Dumnezeu care ai trimis în lume ce ai avut mai scump și mai bun pentru noi, păcătoși. Ești un Dumnezeu îndurător. Însă în această seară, învață-ne, Doamne, să credem în Tine. Amin. Pentru a fi fericiți. Învață-ne în această seară mai mult ca altădată să devenim purtători de Iisus Hristos. Amin. Și, pe urmă, Doamne, învață-ne să fim temători de Tine. Ca îndurările Tale să vină peste noi, dar și peste urmașii noștri. Amin. Doamne, copiii noștri vrem să aibă parte de îndurările Tale. Amin. Nepoții noștri, strănepoții noștri vrem să aibă parte de îndurările Tale. Amin. Mulțumim că noi avem parte de îndurările Tale, pentru că înaintea noastră probabil că au fost alții care s-au temut de Tine, părinți și bunici. Mulțumim pentru ei. Însă mulțumim că în această seară ne-ai dat încă o dată cuvântul Tău. Și ne-ai făcut revelații divine prin vase fine. Mulțumim pentru oamenii cărora le vorbești și le-ai vorbit în această seară. Doamne, sunt câteva persoane aici în această seară care au nevoie să creadă în Tine acum. Să nu creadă în sentimente, să nu creadă în emoții și să nu creadă nici în crize. Să nu creadă în depresie, ci să creadă în cuvântul Tău. Și cuvântul Tău este viu și lucrător. Doamne, prin Duhul Sfânt te rog, mergi de la inimă la inimă. Dacă este cineva aici deprimat, speriat, necășit, prăbușit, oprește-te la el. Și mulțumesc că l-ai adus aici în această seară să audă cuvântul acesta. Căci chiar atunci când îi se pare că nu răspunzi, tu ești cu el. De aceea te rog să te atingi de el. Să-l ridici, să-l scoți din depresie. Și să-i dai harul ca prin credință să primească de la tine toate binecuvântările. Amin. Și îndurările Tale. Aș vrea să rămânem în rugăciune cu toții cu ochii plecați. Biserica se roagă. Dumnezeu te-a trimis aici, nu occidental, ci Dumnezeu te-a trimis aici pentru că Dumnezeu te-a trimis aici pentru că are planuri bune pentru tine dacă vrei să hotărăsc să crezi în El și să te temi de El. Aș vrea să-mi permit să mă rog pentru tine. Dacă ești descurajat, dacă ești speriat, dacă ești deprimat, dacă ești bolnav, dacă ești păcătos, dacă ești prăbușit în tine, dacă ești murdar, aș vrea să mă rog pentru tine, pentru nevoia ta. Eu nu știu ce este în inima ta, dar am îndemnul acesta din partea Domnului să mă rog pentru tine. Pentru că știu că sunt câteva persoane în această seară aici care au nevoie ca cel tot puternic să facă un lucru mare și pentru tine. Și pentru ei. Și dacă tu ești acela care are nevoie de un lucru mare din partea celui tot puternic, permite-mi să mă rog pentru tine. Poate că între tine și părinții tăi relația nu e bună. Poate că între tine și tine relația nu-i bună. Poate că ești căzut, murdar. Ei, Domnul Iisus Hristos de asta s-a născut în lume, ca tu să poți fi curățit. Aș vrea să mă rog pentru tine, pentru curățirea ta, pentru ridicarea ta, pentru vindecarea ta, spirituală sau fizică. Aș vrea să mă rog pentru tine și acolo unde ești, te rog să ridici o mână sus. Asta pe tine și Dumnezeu. Doamne, Tu vezi toate mâinile ridicate. Tu tocmai de asta ai venit în lume, ca să strici lucrările celui rău. Și Tu ai văzut toți frații și surorile care au ridicat o mână spre Tine. Doamne, în aceste momente pun numele Tău de Iehova peste ei. În aceste momente, Tată, punem numele lui Iisus Hristos prin credință peste ei. Amin. Și în această seară, prin Duhul Tău cel Sfânt, te rog să te atingi de trupul lor. Atinge-te de mintea lui. Amin. Atinge-te de atitudinea ei. Amin. Și dă vindecare. Amin. Doamne, peste tot ce au ridicat o mână în acest moment, chem teamă de Tine, Doamne. Amin. Tocmai ca să primească înturare de la Tine.
Dă-le îndurarea ta lor, celor din casa lor. Dă-le îndurarea ta, Doamne, în prezentul lor și în viitorul lor. Doamne, peste tot ce a ridicat o mână înaintea ta, încă o dată în această seară, chem curățirea prin sângele Fiului tău. Amin. Doamne, fă-i purtători de Dumnezeu. Amin. Fă-i conștienți că sunt purtători de Dumnezeu. Și ajută, Doamne, ca prin credință să biruiască depresia. Prin credință, Doamne, ridică-i, Doamne, din criza în care sunt. Amin. Și pune-le piciorul pe stâncă. Și stânca viacurilor este Fiul tău, Iisus Hristos. Doamne, la despărțire, călăuzește-ne pe fiecare dintre noi. Mulțumim că nu suntem singuri. Mulțumim că Tu ești Dumnezeul miracolelor. Și, Doamne, pentru tot ce au ridicat o mână, fă miracolul în viața lor. De care au nevoie. Slavă Ție, Tată. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin.